stații. Și acum așteptăm. Ar trebui să iasă căprioarele și încercăm să nu facem zgomot. Ne mai uităm un pic așa să vedem dacă le vedem ieșind, când o să iasă sau dacă o să iasă. Revenim. Încep să iasă din pădure. Eu văd doar două acum. Eu nu ți-a zis că mai sunt încă, mai este încă una. Aia singură e la 3 metri stânga de alea două. Împreună. Până că zăpadă. Da, probabil zide. Să asigure că totul e în regulă. Zici că a fost vânătoare acum câteva zile. Se uită la camera. Încearcă să nu mai vorbim. Să mai vorbești.
să focalizez că iarba asta în fața mea. Simțit prezența. Că se uită la noi. Că se uită în zona asta noastră. Dacă ți-a plăcut acest clip și vrei să fii la curent și cu alte informații despre viața animalelor, abonează-te și o poți face chiar aici. Apasă și pe clopoțel pentru a fi notificat de fiecare dată când apare un episod nou. Acum poți viziona și aceste două filmulețe unde vei afla lucruri interesante despre animale. Nu uita până data viitoare să observi, să asculți și să înveți de la natură și noi ne vedem în următorul clip.